Propunem înăsprirea tuturor pedepselor în situația lipsirii de libertate. Practic, majorând pedepsele pentru infracțiunea de lipsire de libertate, respectiv răpire, se poate ajunge acum, inclusiv la aplicarea pedepsei detențiunii pe viață. Totuși, în documentul postat pe site-ul Ministerului Justiției se vorbește doar despre majorarea pedepsei maxime pentru răpire de la 7 la 8 ani. De asemenea, apare un articol special privind lipsirea de libertate a copiilor cu vârste mai mici de 2 ani. Alte prevederi se referă la noi condiții privind eliberarea condiționată a condamnaților pe viață, dar și la modificarea limitei de vârstă de la care deținuților le poate fi redus timpul petrecut în penitenciar. Proiectul își dorește să lămurească și ce se întâmplă în cazul percheziților pe timpul nopții, o temă intens discutată în legătură cu ancheta de la Caracal. Pentru a aduce un plus de claritate și pentru a nu se repeta ce s-a întâmplat recent, percheziția poate fi începută și înainte de ora 6 sau după ora 20 în cazul infracțiunii flagrante sau când percheziția urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră. Mai mulți avocați consultați de Antena 3 s-au declarat dezamăgiți atât de măsurile anunțate, dar și de modalitatea de adoptare a schimbărilor prin ordonanță de urgență. Din punct de vedere al unui avocat, vă spune direct, asta este praf în ochi ca să închidem gura populației. Legislația în cazul Caracal era destulă, îndestulătoare. Pas cu pas vă spun că se putea intra, se putea salva acea fetiță. Înăsprirea cadrului legislativ nu ar aduce decât ceva dezastros în sistemul judiciar și în sistemul penitenciar, pentru că nu avem nevoie de așa ceva. Aceste modificări ce urmează a fi implementate în situația în care vor trece printr-o ordonanță de urgență ar trebui argumentate și întemeiate pe o urgență reală. Aceste modificări propuse la acest moment intră sub o oportunitate administrativă a executivului. Specialiștii mai atrag atenția că în România lipsesc tocmai măsurile care se poate preveni tragedii precum cea de la Caracal.